Mai mult de jumătate din numărul persoanelor aflate în baza de date a Direcției Publice de Sănătate au ajuns la spital în stare gravă. 130 de pacienți au necesitat internare. Practic, acest lucru s-a întâmplat că persoanele nu se prezinte rapid la medic pentru a se trata și se tratează după ureche acasă. Cei mai afectați au fost preșcolarii, deoarece părinții i-au dus la grădiniță pe micuții bolnavi, transmițând astfel virusul și celorlalți copii. Nu cunosc și nu respectă în totalitate normele de igienă și de aici apar și problemele. Și bineînțeles faptul că părinții nu îi țin pe micuții acasă atunci când sunt bolnavi și necesită tratament la domiciliu, pentru că este firesc, unii dintre ei nu au cu cine să lase copiii acasă și atunci îi duc în colectivitate. Medicii recomandă să ne îmbrăcăm adecvat sezonului de iarnă, să consumăm cât mai multe lichide, iar copiii să fie duși la medic după primele simptome.